ora 10 și 17 minute, așa cum vă promiteam, v-am adus o invitată cu care avem multe de povestit și sper eu că va deveni o colaborare permanentă. Elena Cocoș, director al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Invitația e făcută de mult, trebuie să le dezvolui ascultătorilor, dar pentru că este o nebunie și nebunie în sensul frumos al cuvântului. Adică ați avut centru de vaccinare, mă rog, hai să le luăm pe rând, pentru că sunt prea multe de povestit într-o emisiune. Și o să zic eu așa, pentru că de aceea am și spus întregul nume. Toată lumea știe de CJRAE. E bine, dacă te întreabă cineva repede ce înseamnă CJRAE, cu greu găsești înțelesul fiecarei abrevieri. Care sunt principalele servicii oferite de CJRAE Dolj și cui sunt ele adresate? Serviciile noastre sunt complexe. Avem profesori consilieri școlari, care se ocupă de partea de consiliere psihopedagogică, în număr de 45, dar am crescut numeric, pentru că prin bunăvoința inspectoratului școlar ne-au mai fost aprobate încă 15 posturi de profesor consilier școlar sau profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică, conform centralizatorului, aceasta este denumirea noastră. Oferim de asemenea servicii de logopedie, avem 12 colegi logopezi, plus încă 8 posturi aprobate tot prin bunăvoința inspectoratului școlar, deci am crescut numeric și aici, și așa am reușit să acoperim întreaga Craiova, deci nu va mai fi nicio unitate școlară din Craiova fără profesor logoped. Și mai oferim și servicii de mediere școlară, vorbim de 3 mediatori școlari, CJRAE doar atât are la acest moment. Sunt colegii noștri care merg în comunitățile de romi, da, și se asigură că lucrurile funcționează acolo. Ce formări trebuie să ai pentru fiecare? Pentru că la un moment dat a fost o întreagă discuție pe care am purtat-o și noi înainte să intrăm în direct, de altfel. Și anume, foarte mulți oameni susțin că sunt psihologi școlari și atunci am crezut că există două posturi, unul de profesor consilier și altul de psiholog și că sunt două lucruri diferite, nu știu, în aceeași unitate sau în unități diferite de învățământ. Hai să clarificăm această situație. Chiar mă bucur că m-ați întrebat și chiar îmi doresc să lămurim această situație, pentru că s-a creat o confuzie, o confuzie care persistă până în momentul în care va fi lămurită. Eu sper să avem audiență maximă și sunt convinsă că o avem, pentru că așa lămurim această enigmă. Noi nu suntem psihologi școlari, suntem profesori consilieri școlari sau, cum am spus mai devreme, profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică. Serviciile noastre se adresează părinților, elevilor și cadrelor didactice. Este adevărat că foarte mulți dintre noi avem și diverse formări. Numai că în cabinetul școlar de asistență psihopedagogică noi nu avem voie să facem terapie. Noi ne ocupăm de partea chiar dacă de, avem formările, este treaba, da, fiecăruia, psihoterapie sau da, nu știu ce altfel de terapie. Și le aplică în cabinetul individual, nu în cel școlar. Noi în cabinetele școlare ne ocupăm de ce? De autocunoaștere, de orientare în carieră, de stimă de sine, de prevenirea și combaterea abandonului școlar, de dezvoltare personală. În niciun caz nu facem terapie și suntem profesori, consilieri școlari. Repet și accentuez acest lucru. Chiar dacă unii dintre noi mai au și cabinetele proprii, da, vorbim de partea privată și n-aș vrea să amestecăm lucrurile, de să existe clar o delimitare între ele. Eu cred că totuși este o linie foarte fină între terapii și, da, uneori probabil că se încalcă, dar în sensul bun al cuvântului. Deci nu este voie să o încălcăm. Nu. Se vede. Păcat că nu ne vedeți microexpresiile. Da. Este foarte bine că ați punctat acest lucru, pentru că, nu știu, și consilierii să înțeleagă, și părinții să nu aibă pretenții de mai mult până la urmă, pentru că foarte mulți probabil că au fost și cazuri, de fapt nu foarte mulți, au fost și cazuri de părinți nemulțumiți sau care se așteaptă ca un copil cu anumite probleme care, în mod normal, ar trebui trimis la psihiatru, la psiholog, la psihoterapeut, să fie rezolvat acel caz în incinta școlii. Să știți că profesorul consilier școlar are un rol extrem de important. Chiar dacă nu are voie să facă terapie, noi avem proceduri după care lucrăm și colegii noștri le cunosc foarte bine.
Și o să vă explic. Noi nu avem voie să lucrăm cu copiii fără acordul prealabil al părintelui. Unde există situații de divorț, da, sau în curs de divorț, avem nevoie de acordul ambilor părinți, sau după ce s-a finalizat procesul de divorț, cine are tutela copilului, acela semnează acest acord. Deci noi nu avem voie să luăm copiii așa, că mi-a spus mie, nu avem voie în cabinet, dar, spre exemplu, dacă se lucrează în grup, la clasă, în grup, pentru da, că știu că acești consilieri școlare au activități și la clasă. Bineînțeles. Bineînțeles, activitatea noastră de fapt presupune o parte de consiliere individuală la solicitare și o parte de consiliere de grup. Unde? Ce înseamnă consiliere de grup? 12, 14, 16 elevi, pot să fie mai mult sau mai puțin. În general, se întâmplă ca majoritatea colegilor mei să nu aibă foarte mult spațiu în cabinet, da? Și atunci să meargă efectiv la clasă. Este mai greu să împarți clasa în două grupuri, pentru că de obicei, da, în momentul în care ți se cedează o clasă sau ți se solicită să intri la o clasă, așteptările sunt foarte mari și cel care ți-a lăsat, să zicem, intervalul acela, ora aceea, se așteaptă să lucrezi cu toată clasa. Nu este foarte ușor, de aceea se spune că activitatea de consiliere este până la urmă o artă. Nu este deloc ușor, dar satisfacția este pe măsură. Și aș vrea să și revenim un pic la ideea de dinainte. În momentul în care profesorul consilier școlar constată că problema pe care o are clientul, noi așa îi numim pe cei care vin și solicită consiliere, are o problemă sau, eu știu, are o... un ceva care depășește area de competență a profesorului consilier școlar, colegul meu, profesorul consilier, este obligat să dea o recomandare. Eu am constatat, până aici pot să merg eu, de aici încolo dau recomandare scrisă și va merge. Fie să facă terapie, fie la consult de neuropsihiatrie infantilă, fie, eu știu, la logopedie sau altceva, pentru că am avut și surprize. În momentul în care problemele copilului sau elevului depășesc sarcinile consilierului școlar. Dar am văzut că ați subliniat de câteva ori profesor consilier. Pentru că noi suntem profesori. Adică aveți și ore de predare? Avem și ore de predare și acesta e un subiect fierbinte pe care aș vrea să-l dezbatem. De aceea l-am și adus. Până anul acesta, obligația de predare a profesorului consilier școlar era între 2 și 4 ore. Lucru care vă convine sau ați prefera să renunțați la aceste ore de predare și să vă axați doar pe consiliere? Da, e foarte bună întrebarea dumneavoastră și foarte binevenită. Noi ne-am dorit să nu mai există aceste ore de predare, pentru că rolul profesorului consilier școlar este altul. Și oricum este profesor. Speculația că dacă n-am mai avea aceste ore de predare, noi n-am mai fi profesori, este una absurdă. Eu vă spun, orele acestea se obțin și se obțin destul de greu. Nu e relevant să ai aceste ore, pentru că dacă eu, ca profesor, am o inspecție, pot foarte simplu să împrumut ora de la un alt coleg și să-mi susțin inspecția respectivă. Faptul că noi intrăm la clasă și facem consiliere de grup, da, e chiar egal cu a face o oră de predare la clasă. Noi nu facem predare, facem cu de altfel sunt și profesori de materii socio-umane până la urmă. Dumneavoastră nu aveți cum să spuneți asta, însă eu o să spun, că îmi permis să spun asta în calitate de jurnalist, că este ridicolă această situație. De-a dreptul. Și sper că, nu știu, cumva veți face o petiție sau poate noi prin mass media vom ridica această problemă și se va renunța la aceste ore obligatorii forțate de-a dreptul de predare. Este destul de greu, să știți, pentru că de la anul noi vom avea 4. Deci 4 ore adică de predare. S-au mulți, s-au dublat. N-a fost ușor să ne facem dosare, să intrăm la completare și eu m-am aflat printre colegii mei. Mi-au lipsit 3 ore, școala n-a mai putut să mi le asigure și voi merge într-o altă unitate de învățământ ca să am aceste ore. Adică să alergați dintr-o parte în alta și să stați, nu știu, la mila inspectoratului până la urmă. Noroc avem... Am fost binevoitor, trebuie să recunosc. Avem un inspector șef extraordinar, de altfel este și colaboratorul nostru permanent la Radio Horion, însă pe de altă parte, la un moment dat, chiar și inspectoratul nu mai poate ajuta.
Da, eu trebuie să subliniez că ne-au sprijinit de la început, au știut, ne-au ajutat extrem de mult. Am parcurs toți pașii, ca la carte, adică nu s-a făcut rabat de la nimic, ne-au asigurat aceste ore pe bază de dosare în ședința de completare, dar problema este până la urmă alta. În momentul în care noi cerem aceste ore, prioritatea au colegii noștri de socio-umane, titularii școlilor. Este firesc. Și apare și această teamă până la urmă. Dom'le, vine profesorul consilier școlar să ne ia 9 orele. Noi nu le luăm orele pentru că dumnealor au prioritate, dar se creează această stare neplăcută. Și repet, profesorul consilier școlar este tot profesor, indiferent că are sau nu are aceste ore de predare. Eu chiar o să fac o emisiune separată și nu știu, să sperăm că la un moment dat ministrul educației ne va accepta invitația. Este o situație de-a dreptul ridicolă, să sperăm că se va rezolva, că nu știu, poate că aveți un sindicat sau cineva dar care să se ocupe. Și atunci, da, nu știu de ce în urma solicitorilor nu s-a rezolvat această problemă, totuși vreau să discutăm și despre lucruri care interesează pe ascultătorii noștri, pentru că de această problemă, din păcate, sunt interesați doar cei care trec prin asta. Și anume, care este principala provocare acum a elevilor, a profesorilor consilieri, pentru că trebuie să se întoarcă după o perioadă de stat acasă. Pentru că, iată, se întorc la școală și apar noi reguli, modificări ale programului, se închid școlile, se redeschid, vin pe jumătate elevii, adică jumătate din clasă vine, jumătate stă acasă și așa mai departe. Prin ce provocări emoționale, psihice trec elevii în această perioadă și cum îi consiliați? Da, foarte bine punctat și acest aspect. Întreaga activitate de consiliere este presărată cu provocări. Anul acesta a fost unul extrem de dificil și pentru noi, deși suntem obișnuiți să răspundem provocărilor și o facem onorabil. Aș vrea să precizez faptul că fiecare dintre profesorii consilieri școlari a fost conectat pe platforma școlii și au făcut conturi, au fost atât online cât și cu prezență fizică acolo unde li s-a permis, da? Și au desfășurat activitatea cum au putut mai bine, în mod profesional și profesionist, cum spun eu de fiecare dată. Pentru că, într-adevăr, anul acesta chiar au trebuit să răspundă unor provocări extrem, extrem de dure și de variate. Haideți să ne gândim la faptul că fiecare dintre noi, în afară de a fi, eu știu, profesor, specialist și așa mai departe, este și părinte. Copiii noștri au petrecut atât de mult timp în fața ecranelor, a aparatelor, încât s-a creat deja dependența. Că ne place, că nu ne place, trebuie să o recunoaștem. A păruse chiar un termen de autism virtual, care nu știu cât de adevărat sau nu este, dar o parte de adevărare, din păcate. Da, nu mai socializează copiii, devin închiși în sine. Așa este. Și de aici, cred că adaptarea a fost foarte grea pentru toată lumea. Readaptarea va fi cumplită. Nu sunt o pesimistă de felul meu, dar vă spun că va fi destul de dificil în condițiile actuale și pe viitor va fi destul de dificil pentru copiii noștri și pentru colegii noștri dascăl și pentru părinți să se adapteze la normalitate. Ne-o dorim cu toții. Vor avea nevoie de sprijin. Atât profesorii cât și părinții, toți, nu doar copiii. Toți. Trebuie subliniat pentru că a spus asta la începutul emisiunii, însă ne desparte o pauză publicitară. Despre asta vorbim în câteva momente. Sigur. Este ora 10:36 de minute, aș fi lăsat să treacă publicitatea, dar iată, nu avem de ales. M-am întors împreună cu doamna Elena Cocoș, directora Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, și am spus tot numele din nou pentru ca oamenii să știe cu ce vă ocupați acolo. Vorbeam înainte de publicitate că vor avea nevoie de consiliere sau, cum ar spune unii, de sfaturi, nu știu dacă sunt sfaturi, ci mai degrabă autocunoașterea aceea de care vorbeați înainte de publicitate. Vor avea nevoie de consiliere nu doar copiii, ci și profesorii și părinții după această perioadă de pandemie, de lockdown, de boală pentru unii, de spitalizare pentru alții și mai și.
Da, este destul de delicată și abordarea și problema aceasta, pentru că ne resimțim toți, să știți, după această perioadă. Cred că fiecare dintre noi s-a confruntat cu situația aceasta, să aibă pe cineva drag, pe cineva cunoscut, care a trecut de prin boală. Sunt familie. Da, deci e și mai grav când vorbim de deces. Adică am avut și colegi de-ai mei care au pierdut pe cineva drag și cu toate că au această pregătire și știu cum să-i ajute pe alții, când e vorba de tine este destul de delicat, sau când e vorba de cineva pe care îl cunoști. Dar e acea perioadă de doliu care trece destul de greu și în timp și ai nevoie exact de ajutorul celorlalți. Nu te poți. Este foarte dificil. De fapt, să știți că la cabinetele noastre, fie fizic, fie pe WhatsApp acum, fie pe diverse alte platforme, solicitările sunt numeroase, a crescut numărul celor care solicită sprijin și consiliere. Noi suntem alături și de copii, și de părinți, și de colegii noștri. Nu este o misiune foarte ușoară cea pe care o avem, dar consider că sunt extrem de bine pregătiți și că fiecare dintre noi poate să ofere sprijin de calitate, sfaturi de calitate și ajutor, pentru că până la urmă consilierea asta înseamnă să fii alături de cel cu care interacționezi, să-ți creezi o relație bazată pe încredere, respect și confidențialitate. De ce subliniez acest lucru? Ajutorul oferit de profesorul consilier școlar, fie că se îndreaptă spre copil, spre părinte sau spre coleg, este confidențial. Adică ceea ce se discută în cabinet sau indiferent sau cât de mic este copilul, da, este confidențial totul și vă spun că există doar două situații în care avem voie să divulgăm ceea ce s-a discutat acolo. În momentul în care considerăm că este în pericol viața celui cu care am stat de vorbă sau când, de exemplu, poliția sau procuratura, da, solicită să spunem ce s-a discutat sau ce, Doamne ferește, ce s-a întâmplat acolo. În rest, noi nu avem voie să discutăm. Avem doar obligația de a asigura sprijin și consiliere de calitate, da? Avem obligația de a nu ne depăși aria de competență, pentru că atunci riscăm să facem mai mult rău decât bine. Și atunci, sfatul meu este și pentru colegii mei, și știu că am discutat în numeroase rânduri, să ne oprim acolo unde se sfârșește aria noastră de competență. Iar recomandarea pentru părinți este să nu ceară mai mult decât se poate. Mai mult decât poate oferi profesorul consilier școlar. Dacă așteptările sunt mult mai mari, repet, putem apela la acea recomandare și va primi sprijinul unui alt specialist, pentru că până la urmă activitatea de consiliere este și aceasta o activitate de echipă. Adică profesorul consilier școlar poate lucra cu logopedul în echipă, poate lucra cu profesorul itinerant sau de sprijin, sau, repet, poate da recomandare. Fiecare pe bucățica lui, pe partea lui. Și de asemenea spun eu că profesorii, diriginții, directorii școlilor ar trebui să vorbească cu elevii și să-i trimită spre consiliere. Da, și iar un aspect foarte important, directorii de școală trebuie să facă echipă cu profesorul consilier școlar, să invite pe aceștia, da, să se prezinte, mai ales când este vorba de un profesor consilier școlar nou în școală, nou venit. Eu chiar aș spune că este obligatoriu ca la începutul fiecărui an școlar profesorul consilier să treacă prin clase și să se prezinte, să spună eu sunt. Da, iată, puteți beneficia de aceste servicii. Cabinetul meu se găsește în corpul A, corpul B sau eu știu. Da, cred că aici directorul într-adevăr ar trebui să aibă un rol important, definitoriu chiar, să facă o ședință cu absolut toate cadrele didactice care, așa cum spuneam, cunosc foarte bine elevii, cunosc foarte bine deja problemele lor și ar putea să-i direcționeze spre consiliere școlară. De exemplu, eu mă consider norocoasă din acest punct de vedere.
am cabinetul unde funcționez eu ca profesor titular la liceul Traian Puia, cred că putem spune lucrul acesta. Bineînțeles, acesta. Este acolo au înțeles cu ce ne ocupăm, pentru că este foarte important ca directorul, în primul rând, să înțeleagă cu ce se ocupă profesorul consilier școlar. Am fost prezentat în primul consiliu profesoral și de aici am pornit și m-am prezentat și eu și prin clase, fie însoțită, fie fără să fiu însoțită, adică mi s-a permis, au avut o deschidere spre profesorul consilier școlar și spre activitatea de consiliere. Aici, bineînțeles, cred că ține foarte mult și de implicarea consilierului școlar. Da. Adică am sesizat că foarte mulți se plâng în momentul în care intră în activitate că, iată, nu au elevi dornici sau părinți sau cadre didactice care să vină la consiliere, dar cred eu că dacă te prezinți, așa cum spuneați, în fiecare clasă, dacă ai o ședință, o întâlnire, hai să-i spunem așa, nu ședință, cu cadre didactice și le explici exact în ce constă această activitate, cred că până la urmă toată lumea va înțelege și va apela la serviciile oferite. Da, eu le spun colegilor mei și le-am spus întotdeauna și înainte să fiu director, că fiecare dintre noi reprezintă imaginea CJRAE în școlile unde funcționează cabinetele noastre. Și că fiecare dintre noi poate să promoveze și instituția și poate promova activitatea noastră, de ce nu, prin ceea ce face. Adică, începutul este esențial, cum ne prezentăm, cum le explicăm celor care au nevoie de noi, că până la urmă fiecare are nevoie pentru ceva de profesorul consilier școlar, adică pentru autocunoaștere, pentru dezvoltare personală, un sfat legat de orientarea în carieră, o simplă metodă sau tehnică pentru a învăța mai ușor, o idee despre cum să facem să ne crească stima de sine și așa mai departe. Pentru că până la urmă noi asta facem, asigurăm starea de bine, un echilibru emoțional. Și acum o să vă mai destăinui un secret al meseriei noastre, care se bazează pe ce? Pe resursa fiecăruia. Unul dintre principiile noastre este că fiecare persoană este unică și valoroasă. Este un substrat fundamental aici, extrem de important, care poate fi tradus așa. Noi prețuim fiecare persoană cu care stăm de vorbă, cu care ne intersectăm, da, de-a lungul existenței noastre, pentru că interacționăm în diverse feluri. Până la urmă, ne bazăm pe faptul că fiecare dintre noi este o resursă, are resurse și chiar dacă se află într-un impas, indiferent de ce natură este acest impas, da, îi se pare acelei persoane că se confruntă cu o problemă. Noi nu facem altceva decât să ajutăm acea persoană să-și găsească resurse tot în interior, da, și să depășească acea problemă. Pentru că, haideți să ne gândim, la un moment dat, o problemă simplă sau un aspect simplu poate fi o tragedie pentru altcineva dintre noi, bineînțeles. Sigur că da. De stres nu putem scăpa, e bine în de subliniat acest lucru, dar trebuie să știm cum să-l gestionăm. Există tehnici de gestionare a stresului. Profesorul consilier școlar se ocupă și cu aceste tehnici de gestionare a stresului. Ori, astea putem să învățăm și pe copii și pe adulți. Nu este niciun fel de dificultate. Cine sau cum poți deveni profesor consilier școlar? Ce formări au astfel de profesori? Centralizatorul cuprinde absolut toate disciplinele pentru fiecare dintre specialitățile noastre, adică și pentru profesor consilier școlar. Hai să le luăm așa pe rând, să vedem pentru, nu știu, tinerii ascultători care poate au fost inspirați de această discuție și acum își doresc să lucreze în domeniu atunci când vor absolvi facultatea. Da. De exemplu, eu sunt absolventă de filozofie, sociologie și de psihologie. De aici se poate concluziona că cum ar spune unii, da, facultăți inutile, pentru că au fost trecute în topul facultăților inutile. Păcat. Bine, iată că nu este așa. Păcat, în sfârșit. Da. Mă gândesc că eu acum pledez pentru meseria de profesor consilier școlar, dar și pentru cea de sociolog. Și pentru cea de locuri. Din păcate, da, sunt foarte puține locuri. Da, hai să nu deviem de la subiect. Da. Să fim optimiste că poate în viitor locurile de muncă pentru absolvenții acestor facultăți se vor înmulți.
Cu siguranță, nevoia de consiliere, nevoia de logopedie. Ca logoped, ce trebuie să urmezi? Psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială. După care bănuiesc că niște cursuri de logopedie sunt obligatorii. Pentru cei care își doresc și vor să facă mai mult. Uh-huh. Dar intrarea, debutul, da, se rezumă la aceste facultăți. La fel și la profesorii consilieri școlari. Psihologia, filozofie, sociologie, da, pedagogie, majoritatea colegilor mei, să știți că sunt absolvenți ai acestor facultăți. Mai pot veni și cei care fac reconversie tot pe psihologie, adică e o întreagă paletă de discipline, pe de rost nu știu să vi le spun, sunt foarte sinceră, în centralizator se pot regăsi, doritorii se pot uita acolo, dar acestea sunt principalele facultăți cu care se poate face debutul în activitatea aceasta de consiliere, de logopedie. Sunt atât de multe de vorbit, nu știu cât timp mai aveți la dispoziție, dar totuși, eu vreau să mai pun cel puțin o întrebare. Vă rog. La nivelul județului nostru există foarte multe evidențe, statistici, cu privire la copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate și care, iată, acum, în această perioadă, trec printr-o traumă. O traumă, aș zice eu, de mari proporții, pentru că foarte mulți din părinții plecați în străinătate nici nu au mai putut reveni în țară din cauza restricțiilor. Cum este afectată dezvoltarea socio-emoțională a acestor copii și cum îi poate ajuta consilierul, iată, în această situație? Da, să știți că printre studiile elaborate de CJRAE, una dintre colegele noastre se ocupă și de acest studiu pe migrație, cum îi spunem noi. Copii cu părinți plecați în străinătate au existat și există în continuare, sunt foarte mulți. Ei fac parte din categoria celor care au mare nevoie de ajutorul profesorului consilier școlar. Am desfășurăm, fie online, în perioadele în care nu a fost vorba de pandemie, foarte, foarte multe activități cu specific. S-au centralizat și consilierele individuale pe această problematică și sunt numeroase. Pentru că ne gândim la trauma pe care o trăiesc acești copii. Este o dublă traumă, triplă exact. Până la urmă. Plecarea părintelui, faptul că sună sau nu sună, faptul că poate veni sau nu poate veni. În general, părinții se întorceau acasă de sărbători, depinde în ce domeniu lucrau. Nu s-a mai putut de această dată materializa întâlnirea fizică. Haideți până să ne la gândim urmă. Că unii n-au mai putut, unii n-au mai vrut, pentru că există și părinți care n-au mai vrut să mai știe de copiii lor după ce au plecat și au refăcut viața acolo și așa mai departe. Adică suferă cumplit. Și serviciile noastre se îndreaptă spre ei, ei sunt o parte din beneficiarii noștri. Atât ei cât și cei în grija cărora au rămas, pentru că majoritatea s-au regăsit în situația de a nu avea niciunul dintre părinți lângă ei. Fie au rămas cu vreo rudă mai apropiată, mai îndepărtată și așa de obicei, mai departe. Care... Iată, trebuie să treacă și prin provocările vârstei, cât și prin cele materiale, pentru că, după cum știm, pensiile sunt infime în România. Sunt atât de discutat, ne mai întrerupă publicitate foarte puțin, vă mai rețin, știu că aveți treabă, dar simt că mai putem dezvolta acest subiect în câteva momente, ne întoarcem. Este ora 10:54, vă promisesem că mai stăm puțin de vorbă și iată, am tras de timp cât am putut eu. Din păcate, emisiunea se apropie de final, însă înainte de publicitate vorbeam cu Elena Cocoș, directorul CJRAE Dolj, despre părinții plecați în străinătate, despre dubla sau tripla traumă socio-emoțională a acestor copii rămași în... această perioadă critică, această perioadă pentru care nimeni nu a fost pregătit în nicio țară, nu doar în România, din niciun punct de vedere, și despre provocările consilierilor școlari. Da, mă gândeam la faptul că indiferent cât de mulți bani ar trimite părinții din străinătate, cât de des ar suna, cât de des ar veni, nu poți suplini prezența fizică. Da,
a părintelui nu sau a ambilor părinți, sub nicio formă. Micile vacanțe pe care copiii le mai făceau, că repede, de sărbători, fie veneau părinții, fie se duceau copiii, acum deja este foarte dificil. Și noi trăim această tragedie pentru că și noi avem prieteni în străinătate. Eu personal am o nepoțică pe care n-am văzut-o de foarte multe luni, așa, și pe care îmi doresc foarte tare să o văd și mă gândesc că și alții se află în această situație. Cumva ne mai ajută tehnologia. Da, e adevărat. Într-adevăr, nu poate înlocui prezența fizică. Știți cum este, că tot am discutat atât despre activitatea de consiliere și aceasta este o provocare. Una este să faci consiliere face-to-face și alta este să faci consiliere online. Pentru că uneori și limbajul non-verbal este foarte important, iar limbajul non-verbal pornește de la atingeri, la gesturi, la priviri, la mimică, și aici aș divaga un pic. Profesorul consilier școlar trebuie să fie extrem de atent, nu numai cum se adresează, ci și cum se îmbracă, cum se comportă. Trebuie să fie extrem de atent. Hai să vedem, da. Exact. Haideți, dacă tot ați deschis subiectul, cum trebuie să se îmbrace, cum trebuie să se poarte, care trebuie să fie tonalitatea vocii, postura și tot ce mai ține de limbaj non-verbal. Totul contează. În afară de pregătirea profesională, aspectul sau aspectele muncii noastre vizează absolut toate componentele. Un bun profesor consilier școlar trebuie să fie un bun pedagog, un bun comunicator, adică arta comunicării trebuie stăpânită la cote maxime. Trebuie să aibă o ținută decentă. Adică una este să discuți cu un profesor îmbrăcat decent și alta este să discuți cu, în general, profesorii se îmbracă decent, cu cineva care, eu știu, poartă culori țipătoare, se machiază strident, are o voce stridentă. Și așa, nu toți avem cabinete izolate, fonic, zic eu. Adică se pot auzi zgomote, putem fi perturbați și așa mai departe. Trebuie să fim extrem de atenți cum ne adresăm. Să nu fim agresivi, să știm să ascultăm. Și să fim decenți, în primul rând, așa cum spuneați. Sigur că da, sigur că da. Și prin modul în care ne îmbrăcăm, și prin modul în care ne adresăm, și prin modul în care comunicăm, pentru că noi comunicăm nu numai verbal, așa cum am spus mai devreme, și cu privirea. O simplă înclinare a capului sau un simplu răspuns de genul da, înțeleg, îl asigură pe cel de lângă noi că este ascultat, că până la urmă, dacă eu mă duc la cabinet, da, și stau de vorbă și constat că nu sunt ascultat, adică interlocutorul meu sau cel care ar trebui să mă ajute se uită pe pereți sau face altceva sau răspunde la telefon, e clar că a doua oară nu mă mai duc. Adică noi trebuie să fim extrem de convingători. Nu trebuie să ne plângem că nu avem solicitări, pentru că dacă știm să ne prezentăm și să prezentăm activitatea noastră exact așa cum trebuie, cu siguranță vom fi asaltați de cereri și de solicitări. S-a întâmplat ca elevii sau cadre didactice să se plângă de un profesor consilier și dacă da, cum ați gestionat situația? Ca în orice activitate, și la noi mai există și nemulțumiri. Sunt rare, recunosc, sunt extrem de rare. Noi încercăm să prevenim. Și ce vreau să vă spun cu această activitate de prevenire? Toți colegii noștri, în special cei nou intrați în această profesie, vor beneficia de sprijin. Ce înseamnă sprijin? Gen mentorat. Nu, eu nu l-aș numi chiar așa, că sună extrem de pompos. Adică colegii cu experiență, cei care au o vechime și stăpânesc foarte bine arta consilierii, îi vor ajuta pe cei care sunt la începutul profesiei, la începutul activității de consiliere, să înțeleagă exact ce au de făcut. Pentru că nicăieri nu este ușor să o iei de la zero, pentru că așa se începe. Da, până la urmă, cred că asta trebuie să fie în orice domeniu ai intra. Prima oară să treci printr-o perioadă de practică, da, să fii cumva tu la rândul tău consiliat, testat și așa mai departe. Da. Consiliați vor fi și sprijiniți colegii noștri de către cei care au mai multă experiență în domeniu,
Pentru că noi ne dorim foarte tare să știm ce avem de făcut, cum lucrăm. Practica este cea mai importantă și când spun asta mă gândesc și la faptul că noi, așa cum spunea, suntem mame. Da. Eu înainte de a avea un copil am citit nenumărate cărți pentru că voiam să fiu pregătită. E bine, toate acele cărți n-au valorat aproape nimic, în afară de cea despre diversificare. Da. Da? Restul au fost sfaturi pe care le puteai aplica sau nu și așa cum spuneați, fiecare persoană, oricât de mică ar fi, este unică, nevoile sale sunt unice, iar acest lucru îl putem înțelege doar practicând, doar lucrând cu copiii. Nu ne jucăm cu sufletele copiilor, de asta subliniez, este extrem de, și cu ale copiilor și cu ale părinților. Consilierea trebuie făcută și trebuie făcută cu responsabilitate. Pentru că orice greșeală, cât de mică ar fi ea, da, se reflectă asupra întregului, adică de la copil ajungem la părinte, după aceea la profesor și așa mai departe. Deci odată ce eu mă asigur că fiecare dintre colegii mei este pregătit și își face activitatea exact așa cum ar trebui să-și o facă, eu nu mai am nicio temere. Știu clar că ei vor merge acolo și vor face exact ceea ce trebuie să facă și vor oferi servicii și sprijin de calitate. Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc. Ne vom reauzi, le promit ascultătorilor că voi insista să veniți periodic, pentru că sunt atât de multe teme de abordat. Atât de multă nevoie este în această perioadă de dumneavoastră și iată, va fi o vacanță prelungită, vacanță în care copiii nu știu cât de bucuroși sunt de această perioadă de stat acasă, pentru că deja s-au săturat de stat acasă, trec prin multe provocări, așa cum spuneați, și este nevoie să vă audă măcar aici, la radio, pe calea undelor puteți pătrunde și la ei în casă. Da. Și vom aborda diverse teme. Iată, data viitoare aș vrea să vorbim foarte mult despre adolescenți, pentru că ei trec prin cele mai dificile perioade prin care și noi am trecut la rândul nostru. Da. Bine, am prins alte vremuri, am avut altfel de educație. Eu zic că ei sunt niște norocoși că au acces la această consiliere la care noi nu am avut acces. Așa că data viitoare zic eu să vorbim despre ei, despre provocările care vin odată cu această vârstă, îndrăgostire, părăsiri, consum de droguri, alcool, drame, într-adevăr, da, drame pe care altfel uneori le avem și noi, adulții. Noi, specialiștii, spunem că adolescența, în afară de faptul că este o adevărată provocare pentru toți, este comparată cu un tunel în care intră copiii și ies complet transformați. Adică așa se explică în limbajul de specialitate. Și dacă îmi permiteți, înainte de a încheia, apropo de această perioadă dificilă, când părinții se străduiesc din răzputeri să-i ajute pe copii, le-aș recomanda părinților să alcătuiască programe în care să-i pună pe copii să-și aleagă ce vor sau cum vor să-și gestioneze timpul și activitățile. Și iar mai putea ajuta cumva pe copii să nu se plictisească, iar putea ajuta responsabilizându-i și socializând. Cum? Petrecându-și tot timpul care le mai rămâne cu ei, da? Sau ajutându-i să aibă un partener, un prieten alături, care nu trebuie să fie neapărat uman. Chiar voiam să abordez acest subiect, mă bucur că la sfârșit și că n-am trecut peste el, simțeam că nu mai avem timp pentru asta, dar mă bucur atât de mult această abordare a dumneavoastră. Cred că puțini înțeleg, sau e cazul să înțeleagă, că iată, un animal de companie îi poate ajuta pe copii să se responsabilizeze, să capete încredere în sine, să socializeze mult mai ușor, pentru că în momentul în care ieși și plimbi animalul de companie, ți se adresează mai multă lume, iată, cumva ești forțat să socializezi. Neapărat, plus că este mână cerească și pentru copii și pentru părinți, să știți. Îmi permis să spun că noi nu vorbim acum doar din cărți, ci aplicăm în viața noastră personală absolut tot ce spunem aici și
ce vă dezvăluim dumneavoastră, avem animale de companie, avem copii, credem că așa trebuie crescuți copiii, dar despre asta iar vreau să fie o temă separată și să vorbim într-una din dățile viitoare. Le promit ascultătorilor noștri că o să vă mai aduc aici pe 103,6 NFM chiar în curând, în perioada de vacanță, pentru că atunci este cea mai mare nevoie de un consilier școlar. Și iată, de niște sfaturi, cum să învățăm eficient, cum să gestionăm emoțiile, cum să avem încredere în noi înșine. Sigur, cu tot dragul, oricând, n-aș vrea să ne despărțim de ascultătorii noștri înainte să le facem urările de bine, să ne auzim cu bine, sănătoși, să aveți grijă de dumneavoastră și de toți cei care vă înconjoară. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. A fost o emisiune tare frumoasă, de aceea vreau să o repet de câte ori are plăcerea doamna Elena Cocoș, directora Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, iar când dumneai nu poate ajunge, mi-a promis că va trimite o colegă sau un coleg, spun colegă pentru că într-adevăr sunt mai multe persoane de sex feminin, da, la CJRAE Dolj. Noi avem în continuare Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You și Sasha Lopez, All My People.